Bine v-am găsit. În acest material vă voi vorbi despre axa de simetrie. Vom identifica obiecte care au axe de simetrie, vă voi arăta cum se trasează axa de simetrie și la ce ne folosește aceasta în viața de zi cu zi. Cu siguranță ați privit măcar o dată un fluture. Ce părere aveți despre aripile lui? Priviți fluturele din imagine. Aripile sunt așezate de o parte și de alta a corpului. Aripile opuse sunt egale și identice, două câte două. Pe ambele aripi opuse se află același model, dispus ca și cum ar fi în oglindă. Ce spuneți despre acest pescăruș? Sunt și aripile lui egale? Desigur! Priviți aceste figuri geometrice! Pot să le împart în câte două părți egale, trasând la mijlocul fiecărei figuri geometrice câte o linie. Linia care împarte o figură în două părți identice se numește axă de simetrie. Spunem că cele două părți sunt identice dacă, prin îndoirea după axa de simetrie, acestea se suprapun exact. Ce obiecte din jurul nostru pot fi împărțite cu o axă de simetrie în două părți identice? O pereche de pantaloni, un pullover, o frunză, o pereche de ochelari sau imaginea unei căsuțe, corpul uman e simetric. Ca să obținem axa de simetrie a unei col de hârtie, o pliem în două părți, suprapunând exact marginile, fie pe lățime, fie pe lungime. La ce credeți că ne folosește să trasăm axa de simetrie a unei imagini sau a unui obiect? De exemplu, croitorul se folosește de axa de simetrie pentru a crea haine. Partea stângă a unei haine trebuie să fie egală cu partea dreaptă. Căutați în jurul vostru și alte exemple de situații în care este necesară trasarea axei de simetrie. Acum e rândul vostru. Iată câteva imagini. O casă, un brad, o mașină văzută din față. Le puteți desena pe caietul de matematică ajutându-vă de pătrățele trasați axa de simetrie a fiecărei imagini pe data viitoare